canicula scoate din casă mulți lugojeni amatori de plajă și scăldat, însă specialiștii atrag atenția că există risc crescut de a contacta anumite afecțiuni, iar pericolul de nec este cu atât mai mare cu cât albile râurilor Timișii și Bega au fost modificate pe alocuri din cauza debitelor mari de apă din primăvară. Direcția de Sănătate Publică Timiș atrage atenția asupra riscului de a contacta unele afecțiuni dermatologice. Inspectorii DSP spun că apa se poate polua prin adăpatul sau scăldatul animalelor, prin prezența stânelor lângă albia râului, prin pășunatul în apropierea malurilor apei, datorită gunoaielor lăsate în urmă de turiști sau prin exploatări de balastiere. Anual se fac peste 20 de acțiuni de supraveghere, inspecție și control în principalele zone de risc, iar primăriilor pe teritoriul cărora se află aceste locuri li se cere să monitorizeze și să informeze populația asupra modificărilor produse în albile râurilor și a calității apei de îmbăiere.